Nebește și lasă. Și nebește și lasă. Ești pregătit? Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu, Dumnezeu, să-i dea pedeapsă. Exact cum tu faci cu sinceritate ce-ți place, am făcut și eu cu sinceritate ce am simțit. Mi-aduc aminte de un film, nu știu, cu Sfinxul, cu astea, cu Emil Botta, era sus așa îmbrăcat ca tine pe buceci și făcea o incantație, dar veneau getodaci atunci, nu știu, era pe vremea lui Burebista. Mi-era frică la început să nu vină pitonul. Din zona aia, mai mult de El Condor Pasa nu pot să duc, să știi. Nu cred că vei ridica săli în picioare cu genul ăsta de abordare, dar sigur vei găsi publicul tău, sigur ai locul tău. Știi unde cred că îți va fi foarte greu? În televiziune, unde lumea are alte așteptări și are arma mortală, episodul 3 în mână, respectiv telecomanda. Venirea ta aici e doar o experiență din viața ta și atât, nimic mai mult. Îți mulțumim frumos, Constantin. Mulțumim. Au fost 4 de nu, dar asta nu schimbă nimic în viață. Toate cele bune!